2013 a fost un an greu pentru Teatrul Tudor Vianu, iar perspectivele pentru 2014 nu sunt tocmai îmbucurătoare la capitolul financiar. Cu toate greutățile, teatrul merge înainte și activitatea a demarat deja. Mâine teatrul fiind reprezentat la Brănești cu ultima premieră din 2013, Loser, aceeași piesă fiind jucată în zilele de 24 și 25 ianuarie la Iași. 2014. Îl începe practic mâine, când vom juca la Brănești ultima premieră a Teatrului Tudor Vianu, Loser, în cadrul studioului experimental, montată de cunoscutul, apreciatul, redutabilul dramaturg, om de teatru Mircea Radu Iacoban, un deceniu directorul Teatrului Vasile Alexandri din Iași, Naționalul Leșan, și vreo 12 ani directorul Teatrului de Tineret Luceafărul din dealul Copoului. După care, Mircea Radu Iacoban ne-a invitat să jucăm două spectacole la Iași pe 24 ianuarie, de ziua Unirii, și 25 ianuarie. Prima premieră a anului 2014 este programată pentru finalul lunii februarie, fiind aleasă cea mai puțin costisitoare variantă de montare a unei piese teatrale, respectiv studioul experimental, în care dramaturgul își regizează propria piesă. Deja în stadiul de lecturare, noul text aparține Lucei Verona și se numește Secretul Atomic, distribuția fiind completată de Pavel Bârsan și Violeta Teașcă. Pavel Bârsan, rețineți acest nume, unul dintre cei mai dotați actori tineri, cu o forță a improvizației uluitoare. L-am văzut jucând în Gaițele, la Teatrul Metropolis, atunci l-am văzut prima dată, m-a încântat, l-am mai văzut la un spectacol la Godot, este fermecător. Pur și simplu, greu, eu am râs în hohote la o lectură, la prima lectură. Omul nici nu știa textul, avea alb. L-a luat și l-a citit. Sper să vă cucerească și pe dumneavoastră și sper cu acest spectacol făcut iar cu ce pum de bani, cu două degete de bănuți, să aducem publicul la teatru. Copiii vor avea și ei surpriza lor pusă deoparte pentru mijlocul lunii martie, când li se pregătește întâlnirea cu Păcală și Tândală.